Meciul de mâine seară va fi un meci dificil. Este o echipă pe care am reușit să o batem, însă lotul de jucători s-a schimbat atunci. Antrenorul de asemenea. Noi venim după două victorii consecutive, o victorie importantă în fața celor de la Oradea și victoria cu Dinamo. Sperăm să putem să menținem această pantă ascendentă și vom da tot ce putem vedea pentru o victorie în seara. Sibiu vine după o serie oră cum neagră, acum ultimul meci a reușit să vină după Gerovinar. Crezi că vor fi cu atât mai mult motivați să... În meciul cu noi vor fi motivați pentru că au avut o înfrângere în fața noastră și eu cred că vor veni să obțină cele două puncte, însă asta depinde de noi. Avem puterea de a decide ce se va întâmpla. Crezi că își doresc cu atât mai mult victoria cu cât pe banca lor e un fost antrenor al lui Mobitel? Da, da, probabil acest lucru îi va motiva mai mult. Ce înseamnă să faci parte din echipa mare? Mă simt onorat, este o performanță mare pentru mine și mă bucur să mă aflu aici. Vreau să progresez și să rămân în această echipă cât mai mult posibil.